Acesta o să fie un daily vlog, n-am mai făcut de mult unul, dar merită. Merită să fac astăzi. Hei, ce faceți? Sunt Marilu și astăzi Mumut. A venit în sfârșit ziua în care Mumut, desigur cu Robert, numai că el acum este la mașină. Facem multe, multe drumuri la mașină pentru că avem foarte multe bagaje. Adică eu la mine acasă și el la mine acasă și acum strângem lucrurile de la mine de acasă. Am un dulap îngrijorător de mare și strângem hainele de acolo acum, după o să luăm nu știu, fel de chestii din rafturi, dulapuri și după o să mergem la Robert acasă ca să luăm tot ce trebuie și de acolo și desigur trebuia să fac un vlog astăzi cu asta. O să filmez cât de mult o să pot, cert e că în acest proces vor participa eu, desigur, mama, Robert și un prieten de-al lui Robert care a venit în ajutor și o să surprind diverse momente pe care le voi putea surprinde, ca lumea să nu țipe la mine și să-mi spună că, a, Marilu, trece la treabă și lasă camera. Da. Acum sunt super pe fugă, nici măcar n-am apucat să mănânc. Ah, este greu să te muți. Da, eu ziceam așa, să, că tu știi, știi mașina. Noi o să avem vreo 3 chestii din astea, așa, asaj din astea mari. Ups. Dacă îi lăsăm ăștia să mergem la mine în mașină. O, oh, Doamne, ce dezastru e aici. Hmm. Are doar 2 uși, parcă? Da. Așa, gândiți-vă că tot ce era în sacia este doar dulapul meu. Adică încă n-am golit rafturile. Acela este doar dulapul meu. Oopsie. Fashion blogger problems. El e Adi, de care v-am spus că o să ne ajutează cu mutarea. Ce filmezi? Da, filmez, nu e. A, filmez, pe bun. Doamne, mă, ce lumină proastă am aici. M-am coafat special, vezi? Special că te muți. Pe bune, vorbesc serios. Am găsit comcardul meu de când eram model. Ia, uitați-vă, aici sunt măsurile mele, poze. Ce drăguț, ăsta a fost comcardul meu din Beijing. Wow, uite-i pe e-mail la nuntă. Ce drăguț. Hai să vă spun ce s-a întâmplat mai exact cu mutatul, pentru că eu nu trebuia să mă mut acum. Trebuia să mă mut peste câteva zile. Robert propusese să mergem în parc și să fie o zi foarte drăguță în care să ne plimbăm, să luăm pe Dusty. Totul a început cu mine, care eram la Robert aseară. Ideea e că el se comporta cam ciudat, a vrut să se culce foarte devreme. Deci eu cu Robert am discutat aseară să-i facem lui Marilu o surpriză, gen să vină acasă, să-i spună că iese în parc și îl plimbă pe Dusty și noi să zicem surpriză! Yeah! Ne mutăm! Adică noi ne mutăm, nu mami, nu tu. Eu! Surpriza era pentru ei. Astăzi el a vrut să se îmbrace efectiv ca un șantierist. Și nu știam cum să-i spun mai pe față că arăta ca un șantierist. Și el încerca să-mi spună cum nu vrea să se îmbrace astăzi în funcție de cum l-ar judeca societatea. Adică a spus că vrea să se îmbrace... Nu știu, deci doamne, deci s-a exprimat. A spus că, deci a pus pe el un maieu rupt pe care îl poartă în casă. Și a spus că eu așa vreau să merg în parc, că hai să trecem pe la tine, să luăm pe Dusty și gata, așa, eu stând lângă cu mama, apropo, da, eu. Până acum stăteam cu mami, dar acum am mut, mami. O să plâng. Da. O să filmeze și pe ei, că e cool. Și aici sunt Adi și Robert. Deschide ca să te aerisești. Da, uite că bun. Pa! Revenind, și când am vrut să îi spunem mamei când am ajuns acasă la mine ce vrem să facem astăzi, m-a întrebat așa, și mai târziu ce faci? Și după aia mi-au spus că, hei, surpriza, să te muți de fapt, nu mergeți în parc. Și Robert niciodată nu vrea să mergem în parc, lui nu-i place să meargă în parc, deci trebuia să mă prind că ceva e în regulă. Am făcut un drum cu bagajele până la apartament și am lăsat lucrurile mele și acum ne-am întors la Robert. Robert, o să-ți fie dor de cămin? Nu. Nu, doamne, nu. Da, aveți cum îți vede doar capul, normal că o să-mi fie. Cum adică? Păi... Normal că o să-mi fie doar, eu abia te tolerez. Nu cred că vreți să vedeți camera Robert de cămin. Cum să nu mă arată-le măcar? Să nu mă vor. Se vadă
jeg un cramp aici. O cameră de cămin este, nu știu dacă știți, cine știe, poate unii dintre voi stau la cămin, este și așa simplu. Și unii dintre voi vor veni la cămin probabil și vă încurajez cu tot dragul să veniți și să socializați în pana mea, nu să stați în camerele voastre, cum am făcut noi 5 ani de zile. Am socializat. Nu, am făcut chiar așa. N-am fost prieteni, am făcut multe. De exemplu, noi doi am fost vecini timp de 4 ani de zile. Sau mai multe lucruri. Da. Zici că... Și spate în camerele noastre. Da, și bine, dar nu, dar să zic, să socializați foarte mult, e foarte important. Și mai ales dacă sunteți băieți, să futeți. Robert! Și la Robert a venit timpul să se mute de aici. Dar nu uităm cartofii mov pe care luăm cu noi. Nu, a, da, chiar i-ai. Vreau cartofi mov. Avem luna în față, ce șmeche. Da, nu-i așa? Pe cod galben, avertizare de brăcolaci. Am ajuns în casă, în noua casă. Și, hai, focalizezi tu pe mine? Da. Nu e așa? Și în spate avem numai. Aici sunt doar o parte din lucrurile pe care trebuie să le punem. O, Doamne, și aici sunt picioarele noastre. Dă-mi picioruțe. Ale mele și put, dacă nu se pune pe camere, să știți. Da. Asta ne facem clench. Bineînțeles că nu o să ne facem clench, pentru că noi suntem pocăiți și nu vrem nimic niciodată. Astăzi, după nu vă arătăm acum prea mult din casă, pentru că o să facem un video separat cu asta. Mi-am comandat ceva de la Pep and Pepper, mi-am cumpărat o supă cremă de ciuperci, un fruct, o salată și acolo jos sunt niște legume sote cu piure. Ca să-mi dea energie pentru a face treabă în casă. Tu ce mănânci, țărane? Zacuscă? O farfurie nouă. Nu mă întreb cine o să le pună pe letale, probabil tot eu. Ca o soțioară. Da, exact, ca o soțioară. Eu sup de mushroom, de șampon. De șampon? De șampon, de salat. Nu știu că e șampignon. Mă rog, da, cele de mine că nu știu. Păi, șampignon? Păi da, dar cu valsoia și cu pâine integrală și cu măsline și cu o grămadă de chestii pe care de obicei nu le prea mănânc, dar data asta trebuie să fiu foarte ad hoc. Eu deja lucrez la dulapul meu. Acolo am umplut, aici acum umplu, deci sunt bine, bine. Yay! Yay, șampanie de casă nouă! Dar nu zici, nu se zice și noi o urare ceva? La mulți ani 2006! Mulțumesc, iubitule! Am pus șampanie cât pentru 30 de minute. Cheers to a new life! Stai. Deci te-am prins fix când ai terminat. Ești mulțumită că am stat toată seara și am făcut asta? Voi trebuie să fiți mulțumiți, că nu, până la urmă lucrurile sunt pentru voi. Da, se vede că e fata de nu-i așa? Foarte mult activ, el a făcut pe toate așa, da. Dar... Păi da. Să știi că ea așa o bate la cap, dar ea e cu curățenie. Normal. Nu, chiar sunt, adică... Are chestia asta crescă... inoculată. Crezi că putem să-i spunem că... Ești gravidă? Nu. Doamne, ferește. Voiam să îți spunem că am strâns amândoi aseară. Adică amândoi am făcut curat. Încă nu s-a pus totul la punct. Astăzi seara când ajungem acasă o să fie totul la punct. Acesta este outfitul pentru astăzi. Am ales șercei de la Mango. Am această cămașă. Nu mai știu de unde o am. Am uitat-o, am de ceva timp, dar cred că e a doua oară când o port. Acesta cău de la Naked. Și blugii ăștia minunați din Pull&Bear. Asta e outfitul pentru că mergem la o masă în familie pentru Florii, cu ocazia sărbătoririi Floriilor. Am mai adăugat la outfit acești ochelari pe care îi am de la Dress Lily. Da, de la Dress Lily. Yeah. Știi? Păi, lila e canapeaua. Ce roz sunt azi. Așadar am ajuns la restaurantul unde vom lua masa în familie. Mulți ani, mulțumesc! Toate cele bune, numai bine, Doamne ajută!
Da, da. Să vă arăt o parte din familie. Toată familia. Până acolo. Uitați ce bunică frumoasă am. Este Andreea, care e mătușa mea. Ai zis, zis ceva? Acum am plecat de la restaurant, am stat vreo 3 ore, am sărbătorit cu familia. Mama le-a spus ospătarilor că nu le-a plăcut serviciul și ei au făcut cadou un coș cu bunătăți de Paște. Ce coș te-au dat? Că n-ai fost mulțumită? Nu! Trecem prin spatele astea. Oare cine vine la mine? Ce nebună, ce fac? Știi că miros la chestii de casă și acif. Acif? Da. Da și încă fac pentru că n-am terminat de spaghetatul. Bine, vrei să ajut? Vreau să descalzi. Ok, mai am de strâns lucruri, astea sunt lucrurile lui Robert, acolo trebuie să-i pun, acolo în spate o plasă, trebuie să-i o pun la spălat pe toată. Deci mai avem de făcut chestii. Mâine aici o să-mi vină o piesă de mobilier. Și chestiile de aici o să intre în noul corp de mobilier. Cu asta o să fac un vlog separat. Și... tu cine ești? Ia-te-o, copite, să știi tu. Elena Costuzeana. Ok, nu vreau să-și facă publicitate, bravo. Robert, cred că ți se văd chiloții. Vreți și Adi? Eu sunt foarte frumos. S-a împătat pe drum și... Eu sunt foarte frumos, am portat. Am aici o carte pe care... Vă recomand din tot sufletul. Se numește Cum să nu mori. Și după cum îi spune și titlul, vă arată cum să nu muriți. Mai gata, m-am îmbătat. E o carte bună, dacă vă s-o citiți. Sunați-l pe Adi să mă împrumute. O să vă schimbe viața. Cum faci tu? Bună, dragii mei, sunt Mariluș și bine v-am găsit pe canalul meu de YouTube. Niciodată nu zic dragii mei. E pentru mine, dragii mei, eu le spun dragii mei. Noi avem o problemă, că nu mai avem vin acum. Nu mai aveți vin? E mega jos. Gen. Robert, am găsit în rupele și voase o pungă de cartofi. Da, vreau să spun că există așa ceva. Crezi că o să mai mănânc cartofii ăștia după ce am găsit între chiloții de goși? Ok, deci mămica mea numărul 2, Ioana, mă învață cum să pun la spălat rufe. Deci, Ioana, te rog, cum? Deci, măcar la 40 de grade, pe gramul 11. 11! Stai puțin și ce înseamnă asta? Nu, pe une, chiar nu știu. Aici arată bludi, aici sunt niște... Acolo sunt chiloți, ciorat. Da, e ok, 40 de grade, că pe mă le arde. Ar trebui un 60 de grade la ce e mașina asta, da. E ok, 40 merge. Aici. Da, mă, bine, știm și noi, mulțumim. Și am ajuns la finalul vlogului. Sper că v-a făcut plăcere să stați cu noi zilele astea două. Aseară, după ce au venit prietenii noștri, Ioana și Adi, pe la noi, am mai stat cu ei, a fost așa ca o mini-inaugurare, deși inaugurarea o să urmeze și o să ne chemăm toți prietenii. Mâine o să ne vină o măsuță de machiaj pe care mi-am dorit-o foarte, foarte mult și o să vedeți că atunci când o să încep, adică gata, de săptămâna viitoare probabil, seria de lifestyle, de beauty și așa mai departe, o să fie de foarte mare folos acea măsuță. Și m-am gândit că dacă tot atât de mulți dintre voi mi-ați cerut pe Instagram un house tour, m-am gândit să fac unul și pe lângă house tour m-am gândit să vă iau cu noi, să vă luăm cu noi la încă un daily vlog în care o să montăm împreună acea măsuță de machiaj, pentru că da, curierul doar vreau să ne o lase în fața ușii și de acolo ne descurcăm noi. Așadar, sper că v-a plăcut să fiți cu noi zilele acestea, sper că v-a plăcut daily vlogul. Poate am filmat la un moment dat puțin mai haotic și am trecut de la un lucru la altul, dar... chiar n-am putut să prind acum tot, încât sunt la început așa cu vlogurile outside the house. Vor mai urma cu siguranță de acum încolo daily vloguri și tot felul de alte lucruri despre care v-am vorbit, despre proiecte, despre idei noi de videouri pe care vreau să le fac, pentru că acum stăm împreună și avem căsuța perfectă ca să facem ce vrem noi. Cam asta a fost cu mutarea, noi ne revedem la următorul video. O să ne cunoașteți din ce în ce mai bine și abia aștept să văd ce urmează. Tu nu ești foarte excited? Ba da, sunt
realmente cuprins de caz și traversat de beatitudine. Super tare! Așadar ne revedem la următorul vlog, care o să fie cel mai probabil house tour-ul împreună cu montatul acelei piese de mobilier. Abia aștept să vedeți tot. Gata!